Ați avut vreodată vise premonitorii? Eu am avut așa de-a lungul timpului câteva vise, nu le pot numi premonitorii, dar le-am considerat necesare pentru că din ele am avut de învățat. Și o să vă spun o chestiune interesantă. Visele, în primul rând, spune Scriptura. Cel și tuturor visor nu crede filozof duhovnicesc este. Și totuși spune că visele spun ceva. Când o visez pe bunica mea care m-a crescut, pe mama tatălui meu, care e o femeie normală, fără carte, firească, ca orice țărancă din la țară, cosea fân. Eu nu mai eram așa cum vorbesc am cu dumneavoastră. Eram la nivelul ăla de copil, de când îmblam cu ei la fân și întorceam fân cu grebla, făceam clăi și bag mâna să iau niște colaci calzi, care erau acolo undeva într-o trăistuță, cum se spune la noi, i-am dă peste mână și îmi spune ăștia, nu sunt pentru tine, sunt pentru Vasile. El trebuie să vii să mănânci, că e obosit, că a fost la Arad. M-am trezit, nu i-am dat importanță. Ce-o fi asta? Și la 2 zile aflu. Vezi că unchiul tău Vasile a făcut infarct pe ogor în timp ce era. Deci îl consider premonitoriu. La vremea nu i-am dat importanță, după aceea le-am pus cap la cap. Trece iar o vreme, tot așa o bună bucată de vreme, și visez că eram undeva la Haran. Bătrâna avea un drum lat, așa tolocuții, spuneam noi, un cireș frumos, un nuc cireș, o fântână, o ogradă cu umbră. Acolo se punea o masă și veneau nepoții, cumnatele, feciorii, nurorile. Și bătrâna făcea totdeauna sarmale cu slănină, cu crupii, făcea borș cu smântână, cu carne, prăjituri de tot felul. Și erau pregătite pe masă așa un coș de cornulețe, cum se fac la țară, din făină cu grăsimi de porc și cu zahăr vanilat, foarte buni. Nu se făceau cu ulei alea, acum se fac unt cu margarină, dar atunci se făcea cu grăsimi de porc. Și eu dau să mănânc și i-am spune, nu umbla acolo. Prima dată gustă unchii tău Aurel, după aceea iei tu. Și eu totuși întințeau și am dă peste mână, îmi sare cornulețul ăla din mână. Mă trezesc. N-am dat nicio importanță. Și după, cred că nu a durat maxim o săptămână, îmi spun ai mei, zice, știi mă, că un cești Aurel, zice, s-a necat, a fost apă mare, nu a fost atent, o trecut pe o punte, nu știu, pe undeva, pe o scurtătură și l-a prins apa și l-a luat, l-a găsit în necat. Deci, asta le consider eu premonitorii, dar nu că mi le-am dorit sau i-am cerut, așa s-a întâmplat. Le-am pus și eu cap la cap. Da. Și ultima dată am avut chiar tot așa un vis interesant. Eu am certat-o pe ea în vis. Parcă eram undeva pe o zăpadă albă, mergeam undeva între uliții, cum spunem la noi. Satul meu este la poala unui munte, se cheamă Opcina Mare, care duce spre Gura Putni, nisipitul Brodina, încolo spre munții Jupanii, până în Seletinul nostru românesc, până în Bucovina din Nord. Iar partea de jos îi spune dealul Remezăului. Acolo este un deal de asta tradițional, cu case de gospodari, femei, bizbunii, gospodini, țesătoare, torcătoare, fetele de gospodini, acolo băieții la noi luau din Remezău fete, când se căsătoreau, că erau gospodini, erau un cuib de asta de fete tradiționale, ca să spunem. Parcă mergeam pe ulițele alea și o întâlnesc și zic, dar de ce umble așa? De ce umble așa dezbrăcat? Zic, e frig afară, era în Catrință, în Cămeșa Națională, umbla ea tot timpul, dacă era țăran, când la țară, ea nu umbla niciodată altfel așa, când era sărbătoare, numai în Național. Și îmi spune, hai cu mine. Zic, nu, nu mă duc cu tine. Cum adică nu ții la mine? Băi, țin sau nu țin, eu cu tine mă duc, tu du-te în drumul tău și eu mă duc în drumul meu. Da, și în ziua aia am avut un mic semn, nu a contat în ce-o constat, am făcut o fibrilație. Am mers noaptea la spital. Și iarăși am luat-o ca o premoniție. Dar toate interesante că sunt legate de bunica. Da. Ea e cea care îmi dă mie semnele astea. Și m-am dus noaptea la spital, m-au tratat acolo, erau doi doctorași tineri, de ăștia noi, frumoși, deștepți. Imediat mi-au dat niște pastile, s-au oprit fibrilațiile alea. Mi-a dat nu știu ce, de atunci n-am mai făcut. Dar ăsta a fost visul, că să mă duc eu, că și-am spus, orice ar fi, nu mă duc. Ei, nu era mare lucru să faci un infarct în somn, nu e mare lucru să faci un AVC,
orice e posibil. Și atunci mi-a stabilit doamna aia grecu, care e mare șef acolo, medicamentele, am vorbit și cu profesorul Dabija, alt profesor mare, care mi-a făcut toate grafiile alea, mi-a pus niște tot felul de aparaturi de astea și, într-adevăr, tratamentul e foarte bun. Era ceva tratament care eu luam aiurea, nu era sincronizat cum trebuie. Și de asta spun, ele sunt visii premonițiale, dar de obicei știți că îl înțelegem rostul când se întâmplă ceva. Noi nu știm ce rol au, nu avem de unde să știm. Am visat morți și pomenesc tot timpul, am visat oameni, deci ăsta mi s-a părut unul foarte interesant la vremea tinereților mele. Când l-am visat odată pe Sfântul Ierar Spiridon, și după ce mi-am dat seama că a fost el, când i-am văzut hainele, cum stă el în sicriu, alea roșii, brodate, toate cum le are el, și parcă îmbla prin o gradă, tot de inimă era, aveam o problemă, atunci doctorul Georgescu mă trata prin 96, alt mare doctor, cardiolog, aia, și nu știu dacă mai trăiește, nu mai trăiește, cred că nu mai este Georgescu ăsta, că știu toți doctorii de inimă din Iași, că pe la toți am fost, am o inimă mai nervoasă, ce are. Și vitez noaptea că cobora un arhiereu îmbrăcat în roșu pe dealul mănăstirii Bârnova la Vale, a intrat pe acolo în zid, noi aveam o ușiță, am zis, vai de mine, măcar n-am pus niște scânduri de lemn, măcar n-am presărat niște rumeguși, măcar niște paie, ce face el cu pantofii alea și cu veșmintele alea scurte prin glodul ăla? Eu gândindu-mă la treaba asta, el apare lângă mine și îmi spune, pleacă capul, zic, să rămână înalt preasfințit, i-am zis eu prin somn. Cred că sunteți înaltul Antonie Plămădeală. Băi, eu n-am venit la povești cu tine, pleacă cap. M-a binecuvântat pe cap și mi-a zis, ai să vezi că se rezolvă problema cu inima. Eu, din mulțumire, a doua zi, m-am dus direct la Sfântul Spiridon aici, în oraș. Uh-huh. Este o icoană care Iașul noștri, capodoperă, a dus de Veniamin Costache când era ciumă. Uh-huh. I-am făcut o copie fidelă frumoasă cu mare originalul ei, făcut așa ca la mare artă. Și icoana e făcătoare de minuni. Vă referiți la cea din argint? Cea mai din lângă altar. Aia care are un toiac de argint, cu papuci de argint, cu mitră de argint. Și îi apare așa, fiindcă biserica e un pic întunecoasă la Sfântul Spiridon, că sunt mai multe icoane cu Sfântul Spiridon, dar aia e cea originală, cea cu taina. Icoana e făcătoare de minuni. Și am pus un ban mare în lădița aia Mirei și era un preot pe acolo. Să puteți da pomeni la altar. Părinte, eu slăbiciunea mea, zic, eu i-am dat Sfântul de ortomata ei, dar așa am simțit eu nevoia să-i pun. Ei, și vreau să vă spun că după întâmplarea aia, ce s-a întâmplat, nu știu, dar când m-am dus la doctorul Georgescu la control, eu zic așa, nu e operație, poate rezolva cu medicamente, nu ne grăbim să tăiem. Și cu medicamentele de la ele, ca stăm noi azi de vorbă la emisiune. Și de asta spun, le cred premonițiale, le consider inițiale, dar nu, visele nu sunt o necesitate. Adică noi nu trăim ca să visăm. Noi trăim ca să avem încredere în Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu ne trimite un semn, e categoric. Mm-hmm. Nu se pune problema. Îl luăm, nu știm ce e cu el, dar el apare.